Doamnelor, domnilor, continuăm programul informativ actual cu un grupaj de știri pe scurt. Un mercenar moldovean a fost identificat și reținut de procurori și ofițerii SIS. Acesta este locuitor al capitalei în vârstă de 45 de ani. Bărbatul este bănuit că în perioada iunie 2015-martie 2017 ar fi fost încorporat în calitate de mercenar în cadrul unei formațiuni militarizate din regiunea Donetsk, Ucraina. Acesta i-ar fi asigurat pe mercenari cu diferite produse alimentare. Dacă va fi găsit vinovat de cele incriminate, bărbatul riscă până la 10 ani de închisoare. Peste 40 de pacificatori ai Armatei Naționale continuă să execute servicii militare în Kosovo. Potrivit comandantului contingentului moldovenesc, locotenent colonelul Andrei Țăranu, pacificatorii efectuează zilnic patrulări combinate și execută serviciul la posturile de observare din area de responsabilitate a grupării de forțe multinaționale vest. Totodată, infanteriștii asigură paza și apărarea obiectelor de importanță majoră. Contingentul KFOR 7 a fost detașat în Kosovo la 5 iunie 2017. Acesta este format din 41 de militari, dintre care 33 de infanteriști, 7 geniști și un ofițer de stat. Statele Unite ale Americii au oferit Republicii Moldova un grant nerambursabil în valoare de $200.000 pentru continuarea lucrărilor de restaurare și conservare a Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Căușeni. Anunțul l-a făcut ambasadorul Statelor Unite, James Petit, în cadrul unei recente vizite la Sfântul Lăcaș. Anterior, Statele Unite a alocat $150.000 pentru lucrările de salvgardare și depunere în valoare a patrimoniului dat. Președintele raionului Căușeni, Nicolae Gorban, a declarat că lucrările primei etape de refacere a obiectului de cult sunt în desfășurare. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni a fost construită în secolele 16-17. Lăcașul era în prag de ruinare. Peste 120 de medicamente noi vor fi comercializate în farmaciile din Republică. Acestea au fost autorizate în luna august de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Preparatele care au fost autorizate pentru prima dată pe piața noastră sunt destinate bolnavilor cu insuficiență cardiacă, scleroză multiplă, tratarea bolilor cavității nazale și infecții ale căilor respiratorii. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a înregistrat și prețurile noi de producător pentru 251 de produse. Acestea sunt cu aproape 11% mai mici față de cele existente până acum. Totodată, în luna august au fost acordate 220 de autorizații pentru importul medicamentelor.